După modelul altor orașe din țară, Municipalitatea Giurgiuveană organizează un eveniment deosebit de Ziua Îndrăgostiților. Cuplurile de îndrăgostiți care se căsătoresc în această zi urmează să aibă parte de o ceremonie de oficiere a căsătoriei specială, desfășurată în cadru festiv și să fie cununați de către primarul municipiului. Toți cei interesați să-și unească destinul în ziua de 14 februarie trebuie să depună dosarele la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor în primele zile ale lunii viitoare. În acest sens, aș putea să comunic doritorilor că în ziua de 14 se vor oficia la sala noastră de căsătorii într-un cadru festiv, iar actele se depun începând cu data de 3 februarie, luni, deci luni, marți și miercuri, 3, 4, 5 februarie, și dosarul de căsătorie trebuie să cuprindă certificatele de naștere, cărțile de identitate ale viitorilor soți și certificatele prenupțiale. Inițial, reprezentanții primăriei anunțau că ceremonia de oficiere a căsătoriilor poate fi organizată în aer liber dacă timpul va permite acest lucru. Prognoza pentru următoarele săptămâni arată o răcire a vremii, ceea ce înseamnă că municipalitatea rămâne la varianta oficierii cununiilor în sala de căsătorie a primăriei.